Centrul muzeal și multicultural Palatul Dornelor a găzduit zilele acestea prima ediție a concursului de șah Cupa Movileștilor. Turneul a început încă de ieri cu partidele din cadrul turneului Open A, care au reunit jucători cu renume ai unor cluburi de șah din țară și din străinătate. Concursul a continuat astăzi cu turneul Open B, dedicat juniorilor până în 16 ani. Cupa Movileștilor a fost înmânată maestrului internațional Petre Nad Titus, care practică acest sport de peste 30 de ani. Locul 2 a revenit maestrului Mihnea Costachi, legitimat la CSM Unirea Alba Iulia. Sunt foarte bucuros că am reușit să câștig prima ediție a Cupei Movileștilor la șah. Am avut mutări inspirate, calitatea jocului Zic eu că a fost una da. foarte bună, într-o atmosferă de fair play. Totul a fost la superlativ, am făcut și o plimbare ieri și ne-am simțit foarte bine la. Vatra A fost foarte strâns la un moment dat cu jucătorul care a ieșit pe locul 3, eu am terminat competiția pe locul 2, el mi-a propus remiză, mi-a propus egalitate, eu am forțat, am vrut să câștig, am riscat și până la urmă am pierdut, asta ieri și după acea înfrângere a trebuit să câștig multe meciuri ca să revin acolo pe primele locuri. Astăzi, împotriva câștigătorului, împotriva lui Petre Nad, tot așa aveam o poziție foarte bună, cred că aș fi putut să câștig și atunci poate s-ar fi schimbat un pic clasamentul, dar la limită a reușit să se apere și a Locurile de frunte ale turneului Open B au fost ocupate de membrii Clubului sportiv Shah Suceava și de elevul Ioan Miron de la Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuți. Concursul a fost destul de greu din punctul meu de vedere. Au fost uh, jucători foarte puternici, dar mie mi-a plăcut. Am câștigat destul de multă experiență. Am avut ce învăța să fiu mai atentă, să joc mai elegant. Șahul pentru mine e. Un joc plăcut. Și îmi place să joc șah. Unele mai câștig, unele mai pierd. Când pierzi, câștigi experiență și când câștigi, atunci câștigi. Pentru mine șahul este unul din jocurile mele favorite, care m-a ajutat mult să mă dezvolt, să cresc și nu ați putea vedea cum ar arăta viața mea fără șah. Concursul de șah, Cupa Movileștilor, a fost organizat de Clubul Sportiv de Șah, Suceava, Primăria Municipiului Vatradornei și Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin sectorul catehizare, tineret și educație pentru viață. Ne bucurăm că am reușit să organizăm acest concurs. Îl consider o reușită. Ne dorim ca, prin sprijinul autorităților locale, să putem să continuăm și acest concurs să devină o tradiție. În paralel, astăzi am organizat turneul B, în care au fost implicați 51 de copii cu vârste de până la 16 ani, care sunt viitoare talente șahiste. Mă bucur că am reușit să organizăm la Vatra Dornei și în special la Palatul Dornelor în această locație superbă, acest turneu care zic eu că s-a dovedit a fi unul de succes, având pe listele de jucători trei maestri internaționali, un mare maestru, marele maestru Sânduleac Vasile, fiind și vicepreședintele Federației de Șah din Republica Moldova, favoritul întâi Mihna Costachi, unul dintre cei mai buni jucători de la noi din țară, de asemenea maestrul internațional Petre Nad Titus și maestrul internațional Filip Lucian. Ne încercăm să reînviem șahul din zonă, încercăm să transmitem un mesaj de susținere a celor din lumea șahului, încercăm să fim portavocea celor care doresc organizarea unor astfel de evenimente cât mai des și evenimente cât mai importante. Au fost două zile pline, zile cu pace, cu liniște, cu binecuvântare. Au fost meciuri strânse, meciuri tensionate, meciuri echilibrate, dar care s-au sfârșit printr-o mutare inspirată de Dumnezeu. Prima ediție a Cupei Movileștilor a reunit peste 80 de participanți din 31 de județe.